contribuție excepțională la dezvoltarea industriei. Primul premiu pentru cel mai bun jurnalist, blogger de turism al anului. Cel mai bun jurnalist, blogger de turism al anului. Să chemăm lângă noi ca să ne ajute. Nicoleta Vișan de la KLM. Pe Nicoleta de la KLM. Și între timp să citim cine sunt nominalizații. Sunt foarte mulți. Adriana Coci, Alex Filip, Alexandra Roșu, Alexandru Rădescu, Alice Chiorche, Anas Mundeanu, Andra Troască, Angela Sibireanu, Bogdan Stanciu, Cezar Dumitriu, Dumitru. Locul 3? Cum? Avem un singur loc? Number 1. Avem direct finalistul, pentru că, oricum, suntem în întârziere. Cel mai bun jurnalist, blogger de turism al anului, Răzvan Marc. Răzvan Marc este la Londra, probabil, nu? Este la biroul nostru de turism din Londra. Un jurnalist care a ajuns să reprezinte România turistică la Londra. Felicitări! Da, Răzvan Marc, v-ați prins după Vii, sigur, asta ne diferențiază. Producătoarea emisiunii Bazarul. Răzvan Marc, dați-a vin aici să vă mulțumesc foarte mult. E foarte onorat, mai ales că ia premiul ăsta fix când s-a lăsat de jurnalist. Ar vrea să se întoarcă. Emisiunea noastră, Bazar, pe care am ținut-o 5 ani în România, a ținut în mare parte de această industrie de turism. Prin urmare, vă urăm să faceți foarte mulți bani, să aveți mari bugete de marketing, jurnalismul de turism din România să se dezvolte frumos și să facem multe proiecte video minunate. Vă mulțumesc frumos! Pentru că noi susținem blogosfera și KLM România își dorește foarte mult să sprijine continuarea acestei inițiative. Răzvan Marc va primi din partea KLM România două bilete de avion la Amsterdam, pentru că anul acesta, Amsterdam 2013, este cel mai important eveniment al anului în Olanda. Decident, dar trebuie să dați loc la Amsterdam. Probabil, sau uitați cu conexiunea. Important este să ajungă la Amsterdam. Important este să ajungă la Amsterdam. Felicitări, Răzvan Marc, cel mai bun jurnalist de turism al anului. Mergem mai departe în categoria cel mai tânăr lider în turism sau în ospitalitate. Este, lider? Numai o secundă, este o categorie care mie mi este foarte la suflet, pentru că avem nevoie de acești tineri, avem nevoie de tineri manageri și trebuie să-i premiem și să-i încurajăm să meargă mai departe. E cazul ca unii dintre noi să mai facă și pași înapoi. Mr. Michael Nollis, our keynote speaker from the conference and representing the local business school. Thank you. Și avem aici deja câștigătorul, nu avem locul 2 și 3. Așa este la categoria aceasta. And the winner is for the young leader in the travel and hospitality on this 21st day of May 2013. A young man. A young woman. Remus Vizan. Remus Vizan. Remus Vizan de la grupul Happy Paravion. Happy a luat astăzi tot ce putea lua. Felicitări, Remus. Da, am... Felicitări. Am emoții foarte mari, vă mulțumesc foarte mult în seara. Thank you to the jury. It's a big honor to be here and to receive this prize. Of course, în orice caz, aș vrea să mulțumesc în special echipei care m-a susținut în tot acest timp. Și în același timp, am doi prieteni în sală, fără de care cred că nu aș fi fost aici. Și anume, Dragoș Penca și Răzvan Antoni. Mulțumesc mult! Dragoș! Felicitări, Remus! Țineți-o tot așa, avem nevoie de ajutorul vostru ca să mergem mai departe în turismul românesc. Și noi trecem la o categorie care mie mi este foarte dragă, nu de alta, dar anul trecut primeam eu un premiu la această categorie, pentru care eram foarte onorat și recunoscător. Antreprenorul anului. Antreprenorul anului? Dăm antreprenorul anului.
antreprenorul anului, da, avem aici niște nominalizați și între timp ne gândim cine ne va ajuta din sală să înmânăm acest premiu. Laura Tiucă? Laura Tiucă, membru al jurului. Și am avem nominalizați pe Ion Antonescu, Valentin Bițoiu, Luchi Georgescu, Dumitru Chișe, Nicolae Minea și Mohamed Murat. Sunt 6 nume de antreprenori români în turism care merită acest premiu în aceeași măsură. Dar nu putem să avem decât un singur câștigător și acela este... Ion Antonescu, Marșal Gardul Cotea. Ion Antonescu! Domnul Ion Antonescu, este un în turismul românesc. Dacă se poate numi cineva antreprenor al turismului românesc, atunci este Ion Antonescu, un organizator de excelență, organizator de evenimente, organizator de grupuri, un ghid excepțional, în special în Israel, un extraordinar manager de agenție de turism și de hotel. Felicitări, domnule Antonescu. Îmi pare rău că eu spun aceste lucruri și nu o femeie frumoasă, pentru că știu că aveți o slăbiciune pentru tot ce înseamnă frumos, dar în special pentru femei. Felicitări! Dar ce e rău? Într-adevăr, este foarte greu ca din 5% cât are comisionul agenției de turism să construiești un hotel de la zero și să renovezi pe celălalt. Aș dori ca toți cei din sală să primească în fiecare an câte un premiu, indiferent de categoria la care sunt nominalizați. Vă mulțumesc și succes în afaceri! Mulțumim, Mareșalul Turismului Românesc, domnul Ion Antonescu! Mulțumim frumos! Contribuție excepțională la dezvoltarea industriei. Următorul premiu. Lista de nominalizări. Haideți să vedem cine au fost nominalizații la această importantă categorie. Adela Cristea, Mihai Fercală, Gabriela Grigore, Ioan Holender, Paul Mărășoiu, Corina Martin, Mohamed Murad și Tinu Sebeșan. Iată o listă de oameni care, într-adevăr, și-au adus suportul la turismul românesc, fiecare în felul lui, mulți dintre ei, ani de-a rândul. Și aici vom fi noi cei care vom dezvălui secretul. Și pentru mine necunoscut în acest moment, contribuție excepțională la dezvoltarea industriei turistice din România, premiul cel mare se acordă domnului Ioan Holender, director artistic al festivalului Ioan Cerenescu. Domnul Ioan Holender nu poate să fie în această seară cu noi, pentru că nu este nici în România. Știu că a trimis sau a dorit să trimită la un moment dat un reprezentant. Nu știu dacă este cineva în sală, probabil că nu. Ne pare rău. Eu vreau să vă spun numai două cuvinte. Am fost mândru ca român să fiu la Viena și să văd publicitate outdoor cu un român, Ioan Holender, șeful operei din Viena, unde, mă rog, se făcea publicitate pentru spectacole extraordinare în care cântă destul de mulți muzicieni din România. Acest om a făcut foarte mult pentru turismul românesc din Festivalul George Enescu, este de 10 ani director artistic și dacă veți auzi cifrele festivalului George Enescu, veți vedea ce potențial turistic are acest festival. 150.000 de spectatori, dintre care 30.000 străini, vor veni anul acesta la festivalul George Enescu. Domnul Fodoreanu ne-a spus câteva lucruri despre festivalul George Enescu. Este, din punct de vedere turistic, o mare atracție pentru România. Felicitări domnului Ioan Holender și eu cred că merită din partea noastră a tuturor aplauz. E greu să mergem mai departe acum, dar va trebui să o facem. Ne îndreptăm spre ultima categorie.
hoteluri și locații pentru evenimente. Vedeți aici categoriile. Hotelul anului a sărit. Trecem direct la pensiunea anului. Îl rog pe Lucian Coronea să ne ajute de la Accent Travel. Lucian, hai de lângă noi. Hai să vedem și nominalizații, dacă se poate. Să avem și locul 3 deja. Vedeți aici pe ecran nominalizații. Pălăria jos pentru toți, dar în special pentru primii 3. Locul 3. Bună seara, locul 3. Pensiunea anului se acordă Viscri 125. Viscri 125. Locul 3. Avem și un loc 2. Locul 2 merge către Valea Verde din Cund. Valea Verde. Felicitări. O familie din Germania. Și avem și un loc 1. Iar marele premiu merge către o locație într-adevăr deosebită și ea se numește Atra Dostana. Bună seara, mulțumim pentru acest premiu. După două premii de arhitectură luate 2 ani la rând, suntem singura clădire din România care am câștigat două premii unul după altul. Am reprezentat anul acesta împreună cu Cluj Arena România la Bienala de Arhitectură din Europa. Acum, acesta este primul premiu din turism, ceea ce înseamnă că nu doar clădirea este apreciată, ci și serviciile noastre și pentru acest lucru mulțumesc echipei Atra Dostana. O seară bună! Felicitări! Mulțumim frumos! Și un gând bun către toate pensiunile din România. Și așa ceva este o adevărată cinste și pentru arhitectura din țara noastră. Iată cum ne întrepătrundem ca și domeniu. Hai să mergem mai departe. Hotelul anului pentru secțiunea turism de agrement. Aveți lista de nominalizați. Și să rugăm să vină lângă noi pe Ciprian Popescu de la Danubius. În speranța că mai e pe lângă noi. Este. Este. Bine, dar avem timp să citim câte ceva dintre nominalizați. Alpin din Poiana Brașov, Arena Regia, Clermont, Complex Wolf, Venta Nature Resort, El Quattro Boutique Hotel, Europa, Green Village, Yaki, Fenicia, Ioana Hotels, La Susai, Montana Resort, La Tunuri, Luxgard, Horizon, Palm Beach, Richmond, Rizzo Boutique, Sport Hotel și Vega. Avem locul 3 în această categorie și rugăm pe Ciprian să ne spună cine este. Locul 3. Hotelul anului pentru secțiunea turism de agrement. Sport Hotel and Spa Poiana Brașov. Locul 3. Locul 2. Merge pe litoral. Vega Mamaia. Hotelul Vega are 5 stele din Mamaia. Felicitări! Și avem și un câștigător. And the winner is... de la mare la munte. Hotel Alpin Poiana Brașov. Hotelul are 140 de camere și 114 apartamente. Are un spa care a ieșit pe locul 2 la categoria spa. Nu putem să fim primii chiar peste tot. Și facem schimb cu Ana Hotels. Și așa, și așa. Beneficiază de prezența a 2 maestri în arta culinară cu experiență internațională și numeroase premii. În cadrul hotelului funcționează acest spa de care vă spuneam și care este unul dintre cele mai bune din România. Ceea ce într-adevăr merită menționat pentru hotelul Alpin este managementul. Și de fapt asta este peste tot.
Felicitări pentru management, felicitări pentru locație. You are the best. Doamna Daniela Eșanu, director general hotelului, este alături de noi. Sunt extrem de emoționată. A doua oară pe scenă, acum pe vince mare. Sunt onorată și primesc acest premiu în numele echipei pe care o conduc. Sunt 200 de profesioniști, atenți către exigențele oaspeților, atenți la detalii. În numele investitorilor, doi oameni vizionari și curajoși pentru aceste vremuri complicate, celor care se hotărăsc să investească, doamna Roxana și domnul Claudiu Arăt. Mulțumesc juriului, mulțumesc prietenilor care ne-au votat, vă mulțumesc dumneavoastră și vă doresc succes organizatorilor și celor prezenți aici. Noi vă felicităm! Bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim tuturor câștigătorilor și lui Ciprian pentru ajutor. Și noi mergem mai departe. Cel mai popular, popular, am un problem. Hotel al anului. Javier Garcia, Epitor, Mister de Vale. Hai lângă noi! Javier trebuie să ne demonstreze câtă română a învățat, pentru că a învățat. Este absolut senzațional și în același timp periculos. Nu mai putem să vorbim orice în prezența lui. Așa e? Așa. Înțelegi tot? Ok, hai să vedem finaliștii. Boavista din Timișoara, Continental Forum, Golden Tulip Anna Tower din Cluj, Golden Tulip Victoria din București, Hello Hotel București, Ibis Gara de Nord. Felicitări pentru nominalizare. Ibis Parlament, Ibis Sibiu, Long Street Hotel, Marmația, Sighetul Marmației, Ramada Pitești, Ramada Sibiu, Rembrandt din București și Vila Teleconstrucția din Slănic, Moldova. Și avem locul 3. Poți să ne citești locul 3? N-am înțeles. Ai înțeles? I did. I did. I cannot answer you, but I did. Good evening again. În română, în română. Nu se poate. Se poate. Nu se poate. Dovedește. Cel mai popular hotel al anului, Continental Forum Sibiu. Perfect! Continental Forum din Sibiu. Avem pe cineva? La doresc. Știu. Bine că știi. Second prize, Golden Tulip Aradon Cluj-Napoca. Golden Tulip Cluj-Napoca. Felicitări. And the first prize goes to Ramada Sibiu. Avem pe cineva prezent? Thank you very much. Domnul Carabule a vrut să vină. Știu că a fost la Târgoviște astăzi, la prânz, ne-a spus că vine. Mi-a dat și SMS. Până la urmă, ne-a făcut o surpriză mai plăcută. Felicitări. Prin prezența feminină. Felicitări. Bună seara. Vă mulțumesc din suflet. Suntem cu atât mai mândri că am câștigat acest premiu, pentru că am concurat cu niște hoteluri atât de puternice și de renume. Voi mâna în această seară premiul cu drag celor 99 de colegii mei de la Ramada Sibiu și omului care este în spatele acestui hotel superb, domnul Ilie Carabulea. Pentru că în Sibiu, în următoarele 3 luni, se vor întâmpla foarte multe lucruri. Artmania, Festivalul Național de Teatru, MTV, Romania Music Awards. Vă așteptăm cu drag la Sibiu. Mulțumim din suflet! Felicitări și mulțumim frumos! Ramada Sibiu, întotdeauna o plăcere să stăm în acest hotel. Și noi ne continuăm drumul. Profiem de final ultimele două categorii. Locația anului pentru conferințe și întâlniri de afaceri. Să rugăm să vină lângă noi pe... Domnul Răzvan Antoni. Răzvan, ne mai ajuți odată? Și între timp să vedem finaliștii. ATM Palace Hilton, Viavati Events, Binder Bubi, Boavista Business Center din Timișoara, Capital Plața Hotel Cismigiu, Continental Forum, Crown Plața Europa, Timișoara din Timișoara, Yaki, Intercontinental, Marriott, Novotel, Radisson, Ramada Nord din București, Sport Hotel and Spa,
din Poiana Brașov, Willbrook Platinum and Business Convention, Business and Convention Center București. Și între timp, Răzvan ne ajută cu locul 3. La hotelul n-am votat. La hotelul n-ai votat? De ce? N-am lucrat. A, n-ai lucrat. Că ai votat. Ce ai votat? Aici. Locul 3? Da. Willbrook Platinum Business and Convention Center București. O clădire care a adus un plus important în ultima perioadă în ceea ce privește business travel-ul din București. Locul 2, cineva? La JW Marriott, Bucharest Grand Hotel. Marriott. Locul 2. De la Willbrook nu avem pe nimeni, nu pare rău, dar avem de la Marriott, felicitări. Repede cu patru. Ți-ai revenit? Da. Hai. Iar locul întâi, Radisson Blu, București. Bătălia este mare și hotelurile sunt apropiate din punct de vedere al serviciilor. Le felicităm și avem nevoie de ele să o ducă tot așa. Mulțumim frumos. Radisson a câștigat anul acesta locul întâi alocația anului pentru conferințe și întâlniri de afaceri. Felicitări! Bună seara! Mulțumim pentru votul și pentru încredere. Este o onoare pentru noi să primim anul acesta acest premiu și această recunoaștere a serviciilor noastre. Anul trecut am promis că vom continua să fim cei mai buni și vă mulțumim pentru confirmare. Mulțumesc! Mulțumim și noi felicitări! Sunt că vin așa pe servicii de excelență, hai să vă rog, vă mulțumim! Mulțumim și Marriott, nu numai pentru astă seară, ci și pentru ce faceți zi de zi, lună de lună, an de an. Se pare că ne apropiem de... Am ajuns la ultima categorie, una din cele mai ajutate. Best investment. Ha! La ultimele două categorii. Cea mai bună investiție a anului. Să rugăm pe Răzvan pe jos să vină lângă noi. Și între timp să citim finaliștii. Casa Cartianu, Cismigiu, Double Tree by Hilton în Oradea, El Quattro Boutique Hotel în Gura Humorului, Europa Royal în București, Hotel Medieval Alba Iulia, Hotel Melodia din Venus, Cronwell din Brașov, Marshall Garden din București, Ramada din Cluj, Zonenhof, Suceava, Brasserie în Campton Plața Hotel București, Timișoara din Timișoara și Villa 23 din Snagov. Nu știu cine a văzut-o, dar este impresionant. Eu am văzut-o. Eu am votat cu... Tu ai votat cu... Și eu am văzut-o. Și tu ai văzut Villa 23? Da. Dinăuntru sau din afară? Și, și. Ah, bravo. So, the third prize for the best investment of the year. Cea mai bună investiție a anului, locul 3, Marshall Garden. Marshall Garden, locul 3 la investiția anului. Locul 2. Second prize. Prețul, premiul numărul 2. Cismigiu București. Cismigiu, un hotel care ne încântă sufletul acolo unde trebuia să fie de mult, a revenit și suntem bucuroși de acest lucru. Bravo, felicitări! Ei bine, the first prize for the best investment of the year, cea mai bună investiție a anului,